Până în luna septembrie a anului 2024, guvernul României a alocat agriculturii peste 5 miliarde de euro, măsuri de sprijin pentru fermieri. Acum, Marcel Ciolacu a extins programul Creditul Fermierului. Și consider că guvernul României a luat deciziile necesare și corecte. Extindem programul Creditul Fermierului, unde acoperim parte din dobânda ce reprezintă robor pe 3 luni. Acum, de fapt, permitem și plata datoririlor restante către furnizori sau distribuitorii de materii prime, inputurile, precum și pentru culturi agricole calamitate. Guvernul Ciolacu a majorat și bugetul schemei cu 400 de milioane de lei la un total de peste 1,85 miliarde de lei.